Am văzut că ministrul Muncii, domnul Marius Budăi, insistă în continuare pe renegocierea PNRR pe pensii, Planului Național de Reziliență și Redresare. Dânsul spunea recent că nu va renunța la obiectivul de a renegocia cu Comisia Europeană procentul din PIB alocat pensiilor din TVA, din PNRR. Aș vrea însă să lămurim, profit cumva de prezența dumneavoastră în studioul nostru, și aș vrea să lămurim puțin pentru cei care ne privesc acest aspect. În PNRR-ul actual, înțelegem, 9,4% e procentul alocat pentru pensii. Da. În prezent avem 8%, da, din PIB alocat pentru pensii. De ce nu creștem acum? Cheltuiala de astăzi este 8,45, mai exact. 8,45. Astăzi cheltuim cu aceste tipuri de pensii, da. 8,45% din PIB. Cred că prima oară ar trebui să lămurim altceva. Vă rog. După toată această discuție din spațiu public, concluzia oamenilor e cam așa. PSD-ul negociază cu PNL-ul acest procent. Da? Adică ca și cum unii îl vor mărit sau modificat, alții nu. Asta înțelegem. Ce? Evident că nu e așa. Nu Partidul Național Liberal este cosemnatarul acelui document numit PNRR. Da? Este semnat de România, de Guvernul României, cu Comisia Europeană. Deci orice discuții, asta vorbind așa de principiu sau, cum să spun eu, formal, orice discuții referitoare la aceste aspecte trebuie purtate acolo. Da? Sigur că noi putem discuta, putem să exprimăm opinii, da, în public, aia e altceva. Dar în fond, în final, trebuie să facem ceea ce s-a și petrecut de altfel. S-a solicitat un punct de vedere Comisiei Europene, care ne-a răspuns deja oarecum că e mai complicat. În anumite situații doar putem să discutăm despre acest procent. Trebuie să mai spun încă ceva. Că în tot acest domeniu, în toată această zonă a Ministerului Muncii, e ca și cum Partidul Național Liberal nu e interesat de subiect sau chiar de multe ori se opune. Ceea ce iarăși nu este deloc așa. Astăzi avem loc 1% din PIB, însemnând 13,6 miliarde. Loc în PIB, loc în scriptic, ca să spun așa. Pentru astfel de creșteri în acel plafon de 9,4. Problema azi, când noi vorbim, nu e acel plafon. Încă. Sigur că da, putem discuta după aceea ce înseamnă impactul aplicării noii legi, da? Și acolo s-ar putea să avem nevoie de o marjă mai mare. E absolut în regulă, putem face asta. Dar azi, când noi avem atât de dezbatere pe acest subiect, avem acest loc, de 13,6. Da? Deci problema nu e în plafon. Problema este la Ministrul Finanțelor, care să ne spună. Deci iar ajungem putem la finanțe. Da, pentru că lucrurile sunt așa. În coșul ăla de la Ministerul de Finanțe vin niște bani din economie, da? Din ce produce România, sau din împrumuturi. Dacă Ministerul de Finanțe ne spune, da, doamne, în coșul ăla am ăștia 12,3 cu care ați vrea voi, să zicem, să măriți pensiile de mâine, este absolut în regulă. După aceea, sigur că după ce terminăm acest proces de evaluare al dosarelor de pensii, după ce avem toată legislația pe care vrem să o aplicăm din 2024 încolo în sistemul de pensii, atunci putem da, să ne uităm și să vedem ce anume mai avem nevoie. Avem anul 2023, când chiar putem avea alte discuții cu Comisia Europeană. Haideți să vedem cum stau lucrurile și cum se așează, ce anume dorim. Din majorarea aceea propusă de legea 127, de 40%, au fost 3 creșteri până acum. Da? 10, 14 și de acolo cred că mai sunt 12%. Astfel încât să ajungem la întreaga anvelopă, să spunem, a legii 127. Deci, s-a perceput greșit că disputa între PNL și PSD. Nu este. Că PNL nu vrea, Partidul de Național, fapt. Exact, și asta, sincer vă spun, ca om care am legătură cu domeniul, discut cu colegii mei din partid despre ce se întâmplă acolo. Am alți colegi preocupați de domeniul ăsta, de Ministerul Muncii și tot ce înseamnă Ministerul Muncii. Nu e deloc așa. Noi spunem da, orice venit al românilor e în regulă și suntem de acord să crească. Fie că vorbim de pensii, de alocat, de orice. În măsura în care și putem să facem asta. Da? Dacă domnul Câciu ne spune, domnule, am bani, veniți și luați cât vreți de aici, creșteți cu cât vreți voi, că avem bani la buget, am produs, economia a produs mai mult,
Noi susținem cu două mâini. Până acum România n-a alocat mai mult de 8% din PIB pentru pensii. Sau mă înșel cum au stat lucrurile? Că am avut și guverne cred că astăzi, PSD doar. Cred că astăzi cu 8,45 suntem la cel mai ridicat nivel. Cel mai ridicat nivel. Așa cred. Sunt aproape sigur. Sper să nu greșesc. Ori noi în PNRR avem 9,4%. Da, dar ideea care este? Noi știm că avem două principii, să spunem, sau reguli clare, musai, de care trebuie să ținem cont atunci când vorbim de reforma pensiilor. 1. Eliminarea discrepanțelor acestea mari. Poate și între cea mai mică și cea mai mare pensie, da? Și asta e o problemă pe care va trebui totuși să o rezolvăm la un moment dat. Nu poți să ai în România pensie de, dacă vorbim de contributivitate, 100 și ceva de lei și pensie de, nu știu, 30 ceva de mii de lei. Da? Corect. Sigur că da. În principiu ai spune, da, doamne, unii au contribuit mai mult. Oamenii au lucrat în privat, pe salarii foarte mari, da, și atunci e normal să acumuleze foarte mult acolo. Aici nu avem ce discuta. Sigur, da, sunt banii pe care omul i-a contribuit în timpul activității profesionale. Dar vorbim de celelalte pensii și mai vorbim de o discrepanță mare. Sunt oameni care au ieșit la pensie după același număr de ani de muncă, având aceleași studii, nu, aceeași ocupație, dar pentru că au ieșit în perioade diferite la pensie, au pensii diferite. Asta iarăși nu e normal. Da? Nu este normal ca, nu știu, doi lucrători care au făcut exact același lucru, doar că unul a ieșit în anul 2000 și altul a ieșit în anul 2010 la pensie, să spunem, să aibă pensii diferite. Asta nu e normal. Sigur că eliminarea acestor discrepanțe înseamnă o creștere. Că nu vei putea, nu? Dacă sunt doi oameni în situația asta, nu vei putea să-i scazi celui cu mai mult ca să-l aduci la celălalt nivel, să faci, nu? Să uniformizezi. Evident că le vei duce pe toate la un nivel, astfel încât să ajungi la această echitate. Asta înseamnă niște bani suplimentari. Haideți să finalizăm procesul, să vedem cât înseamnă. Eu sunt absolut convins că atunci când mergem cu argumente, da? Și spunem, uite, pentru a elimina inechitățile, pentru a face acel mecanism predictibil de creștere, adică să nu mai vină guvernul într-un an și să spună, domnule, anul ăsta dăm cam 11% că avem alegeri. Nu, domnule, la început de an sau la sfârșit de an, trebuie să știm că pentru anul următor, pensia va crește cu ce? Cu o formulă, nu știu, rata inflației plus ceva, plus ceva. Acestea sunt chestiunile pe care ne le-am asumat în PNRR. Acolo neapărat ne-am asumat cifre. Acolo ne-am asumat în primă și în primul rând principii. Și dacă facem acele principii care sunt sănătoase și care ne vor aduce pe termen lung să avem o stabilitate și o predictibilitate, atunci cred că lucrurile sunt în regulă și vom rezolva și această problemă.